Doamnelor, domnilor, bună ziua, sunt Vasile Inuță, vă spun bun găsit la City Pulse. La 1 decembrie am sărbătorit Ziua Națională a României, dar n-ar trebui uitat că la 1 decembrie 1879 profesorul Leon Sculii ținea la Iași prima lecție de anatomie la ce avea să devină Facultatea de Medicină din Iași. Avem așadar 136 de ani de învățământ medical la Iași, un învățământ, aș spune eu, de succes, dar mai mult despre asta o să ne spună invitatul nostru de astăzi, conferențiar dr. Ciprian Rezuș, profesor la Facultatea de Medicină Grigore Tepopa din Iași. Domnule profesor, bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Spuneam de 136 de ani de învățământ. Aș vrea să-mi imaginez cum a fost prima lecție de anatomie acum 136 de ani și să, dacă ar fi să facem o comparație cu ce se întâmplă acum, cu noile tehnologii, probabil că șocul cultural ar fi teribil de mare. Nu de la asta aș vrea să plecăm. Se spune deseori, dacă o să gândim doar pragmatic, doar din punct de vedere economic, că învățământul medical este una dintre cele mai proaste investiții ale statului român. Și spun asta pentru că s-au cheltuit și se cheltuie o mulțime de bani, dar din păcate pacienții nu beneficiază de ceea ce și-ar dori. Spuneam, dacă doar gândim economic, România a pierdut peste 20.000 de medici în ultimii ani, a cheltuit pentru studiu peste 350 de milioane de euro și nu sunt puțini bani. E clar totuși că învățământul medical are succes. Dacă pleacă, lumea nu pleacă de pomană. Dacă ar fi să-l caracterizați în câteva cuvinte, pentru început, ce ați spune despre învățământul medical la Iași? În primul rând aș vrea să vă spun că ar fi fost deosebit de interesant de făcut această comparație între lecția profesorului Sculii și ceea ce se întâmplă acum la anatomie, pentru că, în mod paradoxal, diferențele nu sunt atât de mari. Retorica foștilor profesori, modalitatea didactică de a expune, setea de cultură a tinerilor studenți, sunt lucruri care nu s-au schimbat în timpul acestor 10 de ani și peste 100 de ani. Din contră, iar practic noi ne tragem seva din tradiție și din ceea ce universitatea a avut de demonstrat în decursul a un secol și jumătate aproape. În mod clar, nu sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră vis-a-vis de așa zisa proastă investiție. Nu este o proastă investiție. Am spus nerentabilă. Nu este o investiție nerentabilă. Este o investiție ce trebuie poate mai bine pusă în operă de cei ce se bucură de roadele învățământului universitar în general, nu neapărat medical. În mod evident, medicina este o meserie fundamentală și ea a apărut odată cu omenirea și va dispare odată cu omenirea. Suntem în interiorul acelor meserii care determină nevoie socială, indiferent dacă sistemul este deschis sau dacă sistemul este închis. Aș spune mai mult, chiar de o nevoie socială, ține de securitatea. Ține de securitatea socială. Nații. Imaginați-vă că în primele comunități umane în peșteră era un individ care reușea să stabilească ordinea printre ceilalți, mai era încă unul care reușea să-i organizeze și să lupte cu triburile vecine și mai era unul care îmbina în acel moment foarte bine partea, să zicem, transcendentală, ce mai departe s-a transformat în religie, dar cu arta vindecării.
Pe urmă, cele două meserii s-au separat, dar nu trebuie nicio secundă plecat de la ideea că medicina se adresează strict structurii, strict trupului, strict unei funcții. Omul este mult mai mult decât o îmbinare de celule, de structuri, de organe, de sisteme. Omul este, în primul și în primul rând, posesorul a ceea ce noi numim foarte frumos suflet. Ori, vedeți că în momentul în care vrei să faci o numărătoare, poți să o faci sub formă de avem atâția pacienți, avem atâtea cazuri sau avem atâtea suflete. Și atunci, în secunda în care pui această noțiune de suflet, îți dai seama că a fi medic este un pic mai mult decât de a ști să folosești un aparat de înaltă tehnologie, de a ști să ai o tehnică a interviului, să zic, anamnezei, cum spunem noi, cu bolnavul. Trebuie să fii plasat undeva într-un nivel superior de înțelegere a celui din fața ta. De asta spun, aceste lucruri nu s-au schimbat. Din contră, partea de apropiere față de bolnav și grija cu care cei ce au fost și au făcut istorie în medicina românească, nu numai în medicina ieșeană, dar acum vorbim de medicina ieșeană, cred că tocmai prin asta s-au diferențiat, prin faptul că au fost capabili să se apropie foarte, foarte mult de bolnav și să-l privească dincolo de boală, dincolo de structura pe care o repară, pe care o vindecă. Același lucru l-am observat și spus cu admirație de foarte mulți studenți străini care făceau o comparație între Facultatea de Medicină de la Iași și cele din străinătate. Spuneau că la Iași, probabil în România, nu numai la Iași, e apropierea mult mai mare față de bolnav. Ai șansa, probabil și din cauza lipsei unor dotări super performante, să zic manechine sau eu știu ce alt gen de aparatură, profesorii și studenții se apropie mult mai mult de bolnav, lucru care e, cum spuneați, e clar și în beneficiul studentului, pentru că ia contact direct cu materia primă, să spunem, cât și pentru pacient. E un lucru bun, dar trebuie să nu uităm că vorbim totuși de modernitate, într-o epocă în care tehnologia ne îndrumă spre acest lucru și e clar că și învățământul medical s-a dezvoltat și a căpătat, să zic, noi valențe. E o creștere a concurenței între facultățile de medicină, nu numai din țară, dar peste tot, pentru că statutul medicului oarecum în lume s-a schimbat și datorită globalizării. Se simte această concurență în universitate? Evident, se simte. Se simte și ceea ce eu am făcut referire este, să zicem, la abordarea generală. Nu se pune problema dotării. Universitatea a reușit în urma unor proiecte de succes să realizeze dotare de un alt standard calitativ la nivelul tuturor facultăților. Studenții noștri vin în contact cu laboratoare și cu simulatoare și cu manechine și cu simulatoare de situație atât în domeniul medical cât și în domeniul chirurgical, în domeniul de urgență. Nu asta este problema. Problema vis-a-vis de... Și acest lucru se observă prin faptul că studenții noștri și absolvenții noștri, în momentul în care reușesc să aplice pe o bursă și să fie acceptați, nu au absolut niciun fel de problemă, nu au un interval lung de adaptare. Au un interval lung, poate mai lung de adaptare în ceea ce privește stilul de viață din țara respectivă, dar sub nicio formă nu au o perioadă de adaptare în interiorul meseriei. În interiorul meseriei ei de a doua zi sau chiar din seara respectivă puși în fața faptului împlinit știu să se descurce, au abilitățile necesare.
Și noi ne dăm seama de acest lucru atât prin programele Erasmus pe care, care sunt aplicate de către studenți și vin în anii următori, se întorc în țară și ne dăm seama de ceea ce ei au acumulat în parteneriatele străine, cât mai ales ne dăm seama de ceea ce, de feedback-ul pe care îl avem de la rezidenții noștri. O parte din ei, foarte mulți pleacă și își formează, își urmează stagii de rezidențiat în străinătate, dar când se întorc la specialitate, se întorc tot în, în România să-și susțină examenul de medic specialist. Și acolo putem face comparația și câteodată comparația este în favoarea lor, câteodată este în defavoarea lor, pentru că cel mai mult contează valoarea și capacitatea de implicare a celui ce pleacă dintr-un loc în alt loc. La urma urmei, tot cel care vrea să devină medic, să devină, în esență, depinde de el. Practic, poți învăța dacă te zbați aproape oriunde. E clar că sistemul de învățământ medical românesc este compatibil cu cel european și nu se putea altfel. Rezultate e clar că avem și dovezi în acest sens. Sunt o grămadă de medici care activează cu succes peste tot în lume. Există și studenți care își găsesc cu greu drumul. Pentru mine părea la un moment dat o enigmă. Bun, vrei să devii medic, te duci la medicină, îi vezi foarte nehotărâți prin anul 2, 3, 4, nu prea știu încotro să se îndrepte și lucrul ăsta s-a schimbat, cel puțin în ultima vreme, nu știu dacă în toată țara, dar cel puțin la Iași, la Universitatea Grigore Tepopa, încercați și dumneavoastră ca profesor și colegi de dumneavoastră să-i canalizați spre acele ramuri ale medicinei care se pliază mai bine pe studiu, pe valoare, pe talentele studentului. Aici aveți mare dreptate. Tocmai acest lucru a stat la baza dezvoltarea două proiecte de orientare profesională în interiorul universității, coordonate de doamna profesor Doina Zoicăi Medbaisu și doamna profesor Forda Medcarieru, care a avut adresabilitate către toți studenții, atât de medicină cât și medicină dentară, tocmai pentru a se găsi cele mai bune oportunități de carieră. Era o problemă în echipă, că dacă s-au făcut astfel de proiecte, în echipă că era o dilemă pentru foarte mulți studenți. Probabil se duceau acolo unde apăreau mai multe locuri la rezidențiat sau unde piața probabil că cerea. Și de unde piața de obicei îi duce, pentru că la noi lucrurile sunt foarte clare. În momentul în care ai absolvit și ai absolvit examenul de licență, ai în față examenul de rezidențiat. Examenul de rezidențiat este un examen extraordinar de dur. Este un examen foarte serios, cu o pregătire deosebit de riguroasă și deosebit de secretizată în toate fazele acestui examen. Sunt aproape 200 de întrebări în 4 ore, ceea ce este un volum enorm. Întrebările sunt lungi, anunțurile sunt dificile, răspunsurile sunt la rândul lor foarte dificile, efortul este foarte, foarte mare. La sfârșitul unui asemenea examen de rezidențiat există o clasificare. Posibilitatea studentului tânărului absolvent de a aplica în acest examen de a se înscrie în rezidențiat este de a se înscrie în cea de două mari ramuri ale medicinii. Ori partea, să zicem, de medicină internă, respectiv partea de chirurgie. Cele două ramuri având un bogat trunchi comun. Deci diferențele pentru cei ce aplică spre specialitățile chirurgicale sunt relativ mici, spre deosebire, și la fel cei ce aplică spre specialitățile medicale. În secunda în care se afișează rezultatele, atunci nu mai avem ce opțiuni să facem decât
pe orizontală în interiorul punctajului absolventului și a specialităților care își mai deschid porțile prin numărul de locuri către el. Aici este într-adevăr o foarte mare problemă, pentru că cel mai ușor în viață este să ai un drum clar stabilit, dacă se poate și de alții. În secunda în care alegi, poți să și greșești. Tocmai mergând pe acest principiu, cele două proiecte au fost extraordinar de importante, pentru că ele au dat posibilitatea studenților de a veni într-un contact direct cu specialiști absolut din toate clinicile și spitalele din Iași. Au văzut particularitățile muncii de zi cu zi, dincolo de ceea ce se face la catedră sau ceea ce se face în stagiu clinic, venind în gărzi, venind după amiaza, venind noaptea, venind în situații mai puțin formale, să zic așa, și văzând efectiv volumul de muncă care îmbină atât cunoștința teoretică, dar cu, aș putea spune, neprevăzutul zilnic din meseria noastră și mai ales în condițiile în care noi profesăm, pentru că sunt momente în care trebuie să fii capabil să te descurci cu ce ai, nu cu ce scrie în carte, cu ce este stipulat în ghid, cu procedura care neapărat trebuie făcută la un sigur, moment dat. Sigur, omul nu e o mașină să înlocuiești doar o piesă și să spui că merge. Cum spuneam de la început, e mult mai complex. Spuneam că e clar că învățământul medical s-a schimbat, pentru că medicul acum trebuie să fie și cercetător, trebuie să fie și manager, trebuie să fie și secretară câteodată, trebuie să fie și un foarte bun coechiper, pentru că de foarte multe ori se lucrează în echipă, trebuie să fie și un bun lider și lucrurile astea ar trebui să se învețe din școală. Se învață? Sau sunt doar aptitudini pe care le dobândești? Nu neapărat că, domnule, o materie, nu există nicăieri în lume, să zic, un curs de lider. Nu, în școală sunt două noțiuni care se învață. Sunt noțiunile, să spun, directe, da? Este exact ca la un text, da? Ceea ce citești în momentul în care ai citit rândul, dar cred că cel mai important este să citești printre rânduri. Și eu cred că în școală și în viața noastră, tot ce am învățat mult mai mult printre rânduri decât din rânduri. Și ce înseamnă printre rânduri? Printre rânduri înseamnă o atitudine, printre rânduri înseamnă un tip de comportament, printre rânduri înseamnă a fi o persoană normală. Nu știu cum vă sună acest termen. Normalitatea, da. Dar normalitatea este ceva foarte greu de definit, cum este și noțiunea de sănătate. Știți că toată lumea spune, domnule, eu eram sănătos până când am mers la doctor și uite, am 7 diagnostice. Asta nu înseamnă că dacă le are acum, după ce le-a citit pe biletul de ieșire, nu le avea și cu o zi înainte. Sigur. Nu, numai că nu știa de ele, atâta tot. Deci, doctorul nu îmbolnăvește pe nimeni. Dom'le, m-au îmbolnăvit, m-au nenorocit, m-am dus sănătos și uite-te, am ieșit, durează două zile până când citesc ce au scris acolo și nici nu prea pricep ce au scris, pentru că au scris în limba lor și îmi trebuie traducător. Nu este așa. Un lucru știut este pe jumătate rezolvat. Eu asta le spun și pacienților mei, eu asta încerc să discut și cu studenții mei. Adică în secunda în care ești avizajat vis-a-vis de un pericol, atunci știi să-l negociezi. Cu o jumătate de oră, cu o oră, cu o zi înainte, habar nu aveai ce se întâmplă. Și boala, știți, boala poate să vină printr-o multitudine de formă. Ați făcut facultatea cu, nu știu, un sfert de veac. Am terminat în 1988, în secolul trecut, cum se spune. Da, e mai bine de 25 de ani.
acum predați, aveți o viziune a ceea ce ați învățat dumneavoastră în școală și ce se învață acum. Programul la medicină pentru orice om care nu știe cât de cât, e greu de făcut o comparație, peste tot se poate învăța mult, dar totdeauna ai senzația că la medicină este foarte mult de învățat, e mai dificil, sunt alți termeni, mai greu de reținut de foarte multe ori. Pe lângă asta spuneam că studentul trebuie să învețe și altceva, să mai participe și la un proiect european, să capete și alte abilități, să mai învețe în afară de corpul uman, să mai învețe și mașinăriile cu care intră în contact. S-a mărit programa, e deja mai mult, se creează un alt gen de echilibru, să zic, față de acum 25 de ani? Programa s-a mai mărit în sensul apariției unor discipline de nișă sau a disciplinelor ce au migrat din disciplina mamă, cum este, de exemplu, medicina internă, da? Acum avem cursuri de cardiologie, de gastroenterologie, de hematologie, toate într-un sistem modular, nefrologie, care se fac și, bineînțeles, că acest lucru intră în programă și intră în oral. Din chirurgia generală, la fel, s-au desprins o serie de module. Dar ceea ce trebuie înțeles e că medicina nu reprezintă un efort de memorare. Deci nu avem în față o carte de telefon pe care încercăm să o învățăm și la un moment dat spunem pagina 45, rândul 5 și cineva recită fix rândul 5 de la pagina 45. Se mai practică. Se mai practică. Practică, medicina este un mod de a fi și din anul întâi studentul vine în contact cu structura și cu funcții, cu lecția de anatomie, cu lecția de fiziologie, pe care învață cum în organism se produc procesele și există viață și avem fiziopatologia și avem fiziologia și pe urmă încercăm să vedem ce găsim la microscop și avem biologia celulară și încercăm să vedem ce găsim în relația de cauzalitate metabolică și avem biochimie, după care se ajunge într-un plan superior de înțelegerea mecanismului bolii, fiziopatologie, dar pentru fiziopatologie trebuie să știi anatomie și fiziologie, morfopatologie, dar trebuie să știi anatomie, trebuie să știi biologie celulară. E clar că e complex. Iar pe urmă vine această parte clinică pe care noi o numim și care este o parte de integrare a noțiunilor. În clinică, absolut toate cunoștințele din etapa preclinică își au îmbinarea. În clinică trebuie să-ți aduci aminte și ce-a spus la anatomie, și pentru că trebuie să știi unde este organul, trebuie să știi și cum funcționează, trebuie să știi cum funcționează normal, trebuie să știi cum funcționează în condițiile bolii și atunci toate aceste lucruri... În corelație cu alte organe. Și atunci tot timpul trebuie să gândești ca în fața unui table de șah, da? Unde ești, cum ești poziționat, ce urmează să faci tu, cum te atacă boala, da? Care totdeauna e cu negrele, noi suntem tot timpul cu albele, da? Pentru că noi câștigăm, așa ne place câteodată să credem, cum ne atacă boala, cum ne dă șah, Doamne ferește, când ne dă mat, prin ce mecanism ne-a dat mat și aici începe o altă discuție a matului. Se adaptează mai ușor, e greu, e mai dificil să fii student acum la medicină decât era, să zic, că ați fost dumneavoastră acum 27 de ani? Eu, dacă stau și mă gândesc că am intrat într-o concurență de, cred că am fost 12 pe loc, acum suntem undeva la 4 pe loc, 5 pe loc, ceea ce este remarcabil pentru zilele noastre. Dacă la admitere, ca și studii pe mai departe? Pe studii mai departe, noi eram mai puțini în an. Fiind mai puțini, eu spun că apropierea față de dascăl, față de magistru, era mult mai
ușor de făcut. Plecăm de foarte mult doar de la bani și am început emisiunea spunând că învățământul medical este una dintre cele mai nerentabile investiții. Spuneam că gândind doar economic, pentru că poate e cea mai rentabilă investiție învățământul medical, pentru că produce medici care asigură sănătate și, spuneam, securitatea unui popor la urma urmei. Și dacă vorbeam de erori de sistem și ne întoarcem la bani, e clar că o subfinanțare se vede și se simte, țipăm de ani de zile după asta. Mă refeream poate mai puțin la partea materială, pentru că prin proiecte europene, la Universitatea de Medicină s-a mai făcut câte ceva, în spitale s-a mai făcut câte ceva. Vorbim de un centru universitar, pentru că dacă o să mergem la 10-20 de kilometri de Iași, trăim deja într-o altă lume. Vorbeam de erori de sistem și mă gândeam la strict la învățământul medical. Dacă, nu știu, autonomia universitară, dacă probabil o altă gen de alocare a fondurilor, dacă s-ar schimba sau dacă ați vedea că s-ar putea schimba și s-ar îmbunătăți ceva aici. Autonomia universitară funcționează în niște reguli foarte stricte, în regulile curriculei și în limitele legii. Deci nu, autonomie universitară nu înseamnă că o universitate face ce îi trece prin cap, sub nicio formă. Curricula, la rândul ei, trebuie să fie coordonată și trebuie să-și regăsească echivalențe în curriculele tuturor celorlalte universități din România și din Europa. Deci nici aici nu poți face ceea ce tu ai vrea la un moment dat să faci în numele autonomiei. Dom'le, eu vreau să fac cursul ăsta, că asta, da, poți să propui cursuri facultative, cursuri opționale, dacă sunt întrebate și dacă studenții vin în întâmpinarea lor, le faci. Cum de altfel este foarte bine să vin în întâmpinarea studenților cu acțiuni de aglutinare a capacităților de comunicare și de a vâna tocmai această aviditate de a învăța și de a expune și de a vorbi în fața colegilor lor, prezentând cazuri, prezentând situații deosebite din practica medicală, astfel încât ei să facă acești pași în a deprinde comunicarea la nivel de artă și la nivel de instituție, pentru că în ultima instanță foarte multe discuții care pleacă din și dinspre sistemul medical au în spate erori de comunicare. Erori de comunicare care la rândul lor au în spate foarte multe condiții, să spunem, adjuvante și care fac astfel încât adevărul să fie permanent de partea cui asculți, niciodată la mijloc, pentru că dacă vei asculta un doctor care îți spune: domnule, nu am dormit 22 de ore și la ora 4 dimineața a venit un pacient și a început să țipe la mine că de ce nu iau tensiune arterială, venit de pe stradă. Și tu îi spui că eu iei, da, o secundă, că ai o urgență, eu iei în 5 minute. Și de acolo pot să nască adevărate drame și adevărate lucruri mai puțin plăcute. Niciodată adevărul nu este de o singură parte. Și de asta trebuie permanent să existe comunicare și să existe dorința de a împărtăși din ceea ce tu poți și consider că ai de împărtășit, dar permanent trebuie să știi că cineva te aude, că ai auditor. V-ați făcut un obicei, nu mai avem decât un minut din emisiune.
am văzut amfiteatre pline și profesori care le spuneau studenților din experiența lor de viață, le povesteau cum era acum 25 de ani învățământul medical la Iași, cum și-au ales cariera. Au venit invitați chiar și din țară, eu știu, oameni de succes, oameni aparent normali, care au trecut și ei prin aceleași, să zic, dificultăți de a alege în meseria de medic, cu acele subramuri de care spuneam. E clar că fără muncă nu se poate, dar nici broasca nu cântă pe uscat. Trebuie să repunem acolo unde este locul, profesia de medic, și nu vorbim numai la bani, vorbim la acea demnitate, da, de care este strict necesară. Una, cum vorbeam de peșteră, da? Există un conducător, există și un vraci, da? Acum există un medic, există un preot, spuneam că lucrurile s-au separat. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Să nu uitați nici dumneavoastră, nici stimații noștri telespectatori, să-și pună diseară ghetuțele sub, să le pună la ușă, pentru că s-ar putea să vină Sfântul Nicolae, adică sigur vine. Să spunem și la mulți ani celor care își sărbătoresc ziua numelui. Vă mulțumesc încă o dată și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, vă invit să urmăriți acum concursul nostru de astăzi, unde este prezentată gama Goș, după care vă voi adresa o întrebare. Șamponul Goș pentru volum în cazul părului subțire. Este un produs de curățare blând ce conține proteine speciale pentru un volum deosebit. Reface elasticitatea și rezistența firului de păr, asigurând părului subțire un volum de lungă durată, datorită ceramidelor, proteinei de grâu și provitaminei B5. Soluția ideală pentru părul gras, lipsit de strălucire și fără vlagă, este șamponul uscat Goș. Este un produs pentru părul gras ce poate fi utilizat între spălări, la domiciliu sau în deplasare. Pudra magică absorbe uleiul în exces, resturile de produse și impuritățile de la rădăcină până la vârfuri, lăsând părul catifelat, curat și reîmprospătat. Foarte important este că toate aceste produse nu conțin parabeni. Întrebarea este: ce produse conține gama prezentată astăzi? Trimiteți răspunsul dumneavoastră pe adresa de mail iasiaronantena1.ro și puteți câștiga săptămâna viitoare, prin tragere la sorți, un bon valoric de 100 de lei pe care îl puteți ridica de la sediul Antena 1 Iași, din strada Grigore Ghica Vodă, numărul 13. Cu acest bon puteți achiziționa produse cosmetice de la firma Contrast Impex, din strada Sfântul Lazar, numărul 38. Acum vom afla câștigătorul ediției trecute. Acesta este panțărul Claudia. Eu sunt Vasile Inuță, până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!